voi în tehnologie, noi în tehnologie, automatizări, toată lumea ne întreabă inevitabil o întrebare. Poți să o ghicești? Dacă tehnologia va înlocui oamenii. Tehnologia va înlocui oamenii, exact. Cu siguranță nu. Acum, depinde foarte mult și de business. Din păcate, facultatea nu te învață sau nu raportează lucrurile la realitatea zilelor pe care le trăim și a business-ului în care ne desfășurăm activitatea. Chiar ascultam un alt podcast și spunea cineva că dacă vrei să ai succes în business, cel mai important lucru este să-ți alegi partenerul de viață potrivit. Exact. Bună dimineața, dragii noștri, și bun găsit la un nou episod al podcastului Arilog Logistic Coffee Talks. Eu sunt Cătălin de la Total Technologies și îmi face plăcere să l-am astăzi invitat la o cafea pe partenerul, colegul și prietenul nostru Bogdan Gheorghe, Territory Manager Honeywell. Bună dimineața, Bogdan. Bună dimineața, Cătălin. Sau mai bine zis, servus. Că sau ceau. Sau ceau, exact. Pentru că tu vii de la? Cluj. De la Cluj, exact. Și atunci se potrivește tipul de salut. Da. Sau cel puțin așa am răspuns de fiecare dată când vorbim la telefon. Exact. Dar știu că e un aspect important legat de Cluj. Și anume că tu te-ai născut în? București. În București. Și am și crescut în București. Excelent. Și până la ce vârstă ai stat în București? Până la vârsta școlii, undeva, nu știu, 6-7 ani, nu mai știu exact. 6-7 ani. Și după care ai plecat și de atunci doar în Cluj. Da, sunt de vreo 20 de ani în Cluj. Am sărbătorit majoratul, ca să zic așa. Și atunci, care ar fi părerea ta acum? București sau Cluj? Cluj sau Cluj, aș zice. Am înțeles. București doar ocazional. Da, când ajungi în București așa, ai anumite, nu știu, sentimente, trăiri, ceva de genul? Am o problemă reală pe care am avut-o toată viața. Când m-am mutat în Ardeal, toată lumea zicea că am accent de București. Acum, după 20 de ani, am accent de Cluj, care e inevitabil, și când vin în București, toată lumea zice că am accent de Ardeal. Asta e bine. Înseamnă că îți place, te-ai obișnuit. Dar cum e viața la Cluj față de București? Uite, am venit destul de des în vizită. Jobul a presupus să vizitez Clujul destul de des și noi ne-am întâlnit acolo. Da. Dar care e viața de zi cu zi la Cluj? București e foarte aglomerat. București e o nebunie. E mai liniștit sau s-a transformat în Bucureștiul 2? Nu chiar a reușit să se transforme în Bucureștiul 2, dar știi, există conceptul ăsta că odată ce treci Carpații și mergi în Ardeal, lumea e mai molcomă și lucrurile se mișcă mai încet. Nu e chiar așa. A devenit un oraș foarte aglomerat. Din păcate este aglomerat datorită lipsei de infrastructură. Da? S-a construit foarte mult, s-au dezvoltat foarte multe complexe, clădiri, birouri și toate cele, dar infrastructura a rămas aceeași. Din păcate, așa este făcută cumva arhitectura orașului, fiind un oraș foarte vechi, că nu există decât vreo două sau trei drumuri principale de acces. Da? Uh-huh. În București, dacă vrei să ajungi din punctul A în punctul B, poți să ajungi în vreo 6 feluri. Da? Fără, să zicem. Da, prin spatele blocurilor, pe străduțe, dacă știi. Dar da, a devenit aglomerat. Uh-huh. Da. Am observat asta, dar nu ai ce să faci. E un... Clujul s-a dezvoltat și prin prisma domeniului, mă rog, și ăsta, cum ar veni, al nostru, domeniul IT. Da. Adică acolo sunt niște hub-uri importante, ale României, de altfel, în Cluj, pe zona de IT, și inevitabil și aglomerația aferentă. Exact, exact. Dar, na, cumva cred că te simți confortabil, pentru că IT, tu în domeniul tehnologiei, deci cumva e pe o traiectorie potrivită. Exact, exact. E ok. Un oraș care se dezvoltă, un oraș dinamic, total diferit față de București din punct de vedere, exact cum ai spus tu, al vieții de zi cu zi. Dar da, mă regăsesc acolo. Da, cât te dezvii la București? Sau să te întreb ceva? Cât te descălătorești?
în jobul tău? Asta e o întrebare... În capcană. Hai să punem întrebarea altfel. Cât de mult stau acasă? Uite, da, este da. O perspectivă, așa este. Da, datorită jobului trebuie să călătoresc foarte mult. Acum, după perioada asta de pandemie, cumva lucrurile un pic s-au mai așezat. Și înainte de pandemie plecam luni și mă întorceam vineri și se întâmpla asta săptămână de săptămână. Acum, no, cumva ne-am dat seama toți că timpul e mult mai prețios decât orice altceva și am învățat să folosim și Teams și ședințe și telefoane mobile și toate cele. Încerc cumva să îmbin viața de familie, viața personală cu viața de job, pentru că aici în permanență trebuie păstrat un echilibru. Un echilibru. Odată ce sacrifici anumite lucruri din viața personală, automat impactezi și viața de business. Sunt perfect de acord că altfel, sau cel puțin trebuie să existe o organizare de așa natură încât, nu știu, soții să se sprijine, să facă sau să meargă într-o direcție împreună. Dar mai ales că acum ai și un copil? Da. De? Un băiețel care tocmai ce a împlinit 5 ani de zile. Mulți înainte. Mulțumesc, deja la fel și ție. E mare deja și cred că deja când mai pleci îți duce lipsa. Da, e un pic challenging, ca să zic așa, în română, momentul în care trebuie să plec. Nu e chiar confortabil pentru el, dar a ajuns cumva să înțeleagă că ok, pleacă tata o zi sau două nopți sau chestii de genul ăsta. Și ca să revin la întrebarea ta, încerc să grupez întâlnirile și tot ce am de făcut astfel încât să fie totul compactat și să reușesc să nu lipsești prea mult. Exact, să nu lipsești prea mult. Cunosc și eu, am o fetiță de 8 ani și deci am întrebat, iară pleci? De ce pleci? Unde pleci? Exact. Pentru ei înțelegem. Da, pentru ei e important să ne știi aproape. Da. Presupun că încerci să recuperezi, adică ok, ești plecat, nu știu, 3 zile și în celălalt timp încerci să-l petreci și cu el. No, cam, în ce tipuri de activități? Cam tot timpul pe care l-am încerc să-l petrec cu el. Și la fel, e o balanță pe care trebuie să o înclin, da? Că acasă ai mai multe lucruri de făcut și tot timpul trebuie să faci chestii de genul ăsta. Majoritatea activităților cu el sunt legate de joacă. Da? Că e încă la vârsta care se joacă și ieșim în parc, știu eu, ieșim cu bicicletele, da? Ieșim pe dealuri, ieșim la munte, da? Activități de genul ăsta în care cumva îl împac și pe el și încerc să-mi împac și mie pasiunile și lucrurile care îmi fac plăcere. Știu de la tine că ne cunoaștem de mulți ani de acum. De prea mulți ani, da. Că ai și tu pasiunile tale. Mai rămân timp și pentru ele? Mai rămâne timp și pentru ele? De când îl am pe Peach, un pic mai puțin ca înainte. Da, rămân. Adică te-am întrebat cu un motiv, pentru că pasiunile tale, pe care le știu eu și care sunt... În prima fază a fost zona de off-road, da? După care am trecut așa înspre partea mai soft, să zic așa, înspre overlanding, da? Varianta în care pot să iau și familia cu mine, da? Copilul, câinele și putem să vedem niște locuri frumoase și să ne bucurăm de natură împreună. Asta ziceam, că pasiunile astea presupun timp. Ok, timp de pregătire a mașinii pentru astfel de activități, activitatea în sine, timpul de după. Și de asta e o pasiune interesantă, dar nu am seama, te-ai născut în București, după care, ok, ai crescut de la o vârstă fragedă la Cluj. Cum ai ajuns la off-road? Mai a fost o chestie care mi-a plăcut întotdeauna. Întotdeauna mi-a plăcut mașinile și când eram copil îmi doream sau aveam așa un vis ascuns să fiu pilot de curse. Și cred că de acolo cumva s-a legat chestia asta. Ai nevoie după, să zic așa, după job, ai nevoie de o activitate în care să te descarci. Da? Pentru că lucrăm în vânzări, știm foarte bine ce înseamnă, da, presiunea clienților, presiunea oamenilor cu care lucrezi
și inevitabil trebuie să-ți găsești ceva în care să te descarci. Atunci presiunea faptului că vrei să faci lucrurile bine. Exact. O gură de aer. Cum am ajuns cumva la un nivel de stabilitate, să zic așa, cu pasiunea și mașina tot timpul e pregătită. Da? Mai puțin în momentele în care trebuie să duci la service și mai trebuie schimbate unele chestii sau upgradate sau chestii de genul ăsta, dar da, mașina mea tot timpul e pregătită, nu fac altceva decât să îmi îmbarc familia și să plecăm. Fain. Uite, fain este un cuvânt pe care eu l-am împrumutat datorită plecărilor mele în zona de nord-vest. Avem niște expresii specifice sună, acolo. Sună foarte bine și atunci chiar îl folosesc destul de fain. Dar uite, am o curiozitate, că ai zis mai devreme că lucrăm în vânzări, în domeniul tehnologiei, automatizări și toate nebunile pe care le facem noi. Dar sunt curios și o să spun înainte de ce sunt curios, pentru că eu, de, să spunem așa, ca și studii, am absolvit Politehnica, secția de roboți industriali. Și cumva, după facultate, viața m-a dus în vânzări. Ok, e foarte interesant că la Total Technologies pot să îmbin și vânzările care probabil că mi se potrivesc cu tehnologia care mă pasionează, dar cumva nu s-a potrivit, să-i spunem așa, școala cu domeniul de activitate. Tu cum ai ajuns să lucrezi în vânzări de tehnologie? Și aici e foarte interesant. În liceu mi-am dorit sau mi-am imaginat că voi fi avocat. M-am și pregătit un an și ceva, m-am pregătit. Până la urmă lucrurile s-au schimbat. Am ajuns la Politehnică, bineînțeles că așa era modelul, ca să zic așa, la momentul respectiv. Băieții trebuie să meargă la Politehnică, da, să fie ingineri, și fetele trebuie să fie economiste sau la vremea, să fie la ASE. Am terminat facultatea și am terminat automatizări industriale. Deci domeniul, legat de domeniul în care activez acum. Am ajuns în vânzări, cred că pur întâmplător. Să zic așa, a fost primul job pe care l-am avut, a fost în vânzări. Asta este o chestie cumva specifică zonei geografice în care trăim. Nu contează foarte mult studiile, ci contează dorința asta de a reuși talentul și de a face lucrurile, talentul. Și da, dorința, într-adevăr. Cumva dorința mea din prefacultate, ca să zic așa, de a fi avocat, era legată și de skill-urile pe care le aveam de a vorbi și de a rezolva chestii, și cred că așa am reușit să ajung în vânzări. Fain, da. Vânzări. Vânzări de tehnologie sunt un pic diferite. Parcursul a fost pornit și continuat în vânzări, da, până când am ajuns aici în vânzările de tehnologie. Nu mi-a fost foarte greu să mă obișnuiesc, pentru că aveam o bază, da, venită din facultate cu ce înseamnă tehnologia și procese și toate cele. O bază mai mult sau mai puțin, să zic așa, bună sau de ajutor, pentru că, din păcate, facultatea nu te învață sau nu raportează lucrurile la realitatea zilelor pe care le trăim și a business-ului în care ne desfășurăm activitatea. Da, hai să zicem că totul a pornit de la zona de vânzări. Acum, odată ce ești acolo și îți place și te descurci, cred că poți să vinzi orice. Da? Era la un moment dat o poveste că poți să vinzi și gheață la Polul Nord, da? Gheață eschimoșilor. Da, dar mă gândeam acum cam cum vezi tu România din punctul ăsta de vedere al tehnologiei. Voi, Honeywell, sunteți o companie gigant, da, cu multe, acoperiți toate verticalele, cel mai probabil multe soluții. Din punctul tău de vedere, ca și profesionist acum, cum vezi România din punctul ăsta de vedere al tehnologiei, al dezvoltării? România e cumva o piață atipică, dar nu numai România. Toată jumătatea asta de Europa de Est, ca să zic așa, și aici mă refer la zona balcanică, există
acest apetit pentru tehnologie, doar că oamenii nu știu să-l exploateze la maxim. Din păcate, cred că e o chestie, n-aș vrea să zic genetică, dar cred că e o chestie care vine din trecutul nostru ca și istorie și a felului nostru de a fi, în care nu știm să facem lucru de la început, să-l facem bine, astfel încât să nu mai avem bătăi de cap. Asta cumva comparându-ne cu Europa de vest. Uh-huh. Da. Piața este suficient de mare, astfel încât să putem să folosim toate soluțiile pe care noi le avem și le dezvoltăm. Cred că unul dintre aspectele importante este că trebuie să ne educăm clienții și piața. Și cred că ăsta, de fapt, e rolul nostru. Deci e un job mai dificil un pic. E un job, da, mai dificil. Pentru și cu alte că, valențe. Repet, ne lovim de anumite mentalități, ne lovim de aspecte, să zicem, financiare, da, pe care clienții noștri poate nu le-au prevăzut din timp, da, și ar vrea să facă o chestie care să-i ajute. Și în timp ce fac chestia aia, își dau seama că ar putea să facă mai mult sau mai puțin sau nu până la capăt sau... Mm. Și aici intervine cumva zona noastră de a educa clienții. Asta, bineînțeles, vă revine și vouă ca și parteneri activi în piață. Și... Noi facem tot posibilul, avem toată deschiderea. Dar că vorbeai de mentalitate, ai întâlnit așa de-a lungul timpului ceva, să spunem, mai neobișnuit în job? Ai întâmpinat vreo situație mai stânjenitoare? Au fost mai multe situații stânjenitoare venite cumva din partea clienților, da? Care clienții sau în situația respectivă clientul nu înțelegea ce trebuie să facă și cum trebuie să facă. Încercam să explicăm, dar persoana respectivă avea un comportament foarte non-business, să spunem așa. Da. În viața de sales, înveți să te adaptezi. Da? Eu sunt în vânzări de 20 de ani, am trecut prin mai multe multinaționale, am văzut tot felul de oameni și tot felul de situații. Cumva la capitolul, nu te mai surprinde nimic. Da, măcar ceva amuzant care să ții minte și acum. A fost ceva care ți-a rămas în mod particular, nu neapărat că ar trebui, dar ești curios de vreo întâmplare. Chestii amuzante sunt, să zicem, în cam orice întâlnire, pentru că trebuie să înveți să iei partea pozitivă din orice lucru cu care interacționezi. Nu-mi vine acum în minte ceva specific, nu știu, poate chiar la începutul jobului. Pot să consider acum că, să zic că e o chestie amuzantă, chiar dacă veneam, să zicem, din domeniul de automatizări, da, în discuțiile de business pe care le aveam cu clienții, cu partenerii, se discutau foarte multe chestii pe care nu le înțelegeam. Da? Și treceau niște chestii pe lângă mine, stăteam, dădeam din cap, da, am înțeles. Să treacă întâlnirea. Și la un moment dat, într-una dintre discuții, se insista pe o zonă de software, o zonă de automatizări. Eu, amabil, am dat din cap, da, înțeleg. Și clientul m-a întrebat și cum vezi mai departe. Dar m-a întrebat niște chestii super tehnice legate de soft. A trebuit să drec cumva situația, pentru că eu notasem tot, repet, nu înțelegeam ce se povesteau aspectele super tehnice și am zâmbit așa, prietenos, da, spunând că o să revin cu informațiile, că nu am reușit. Oamenii de vânzări se adaptează. Exact. Da, exact. Apropo de asta, am avut și eu, la fel, eram mai la început și... Începusem să sun, să încerc să găsesc niște companii care ar avea nevoie să îi sprijinim, să facem parteneriate. Și în discuții prezentam că suntem de la Total Technologies, parteneri Honeywell, avem soluții pentru depozite. Și foarte interesant, la un moment dat s-a oprit și a zis: "A, da, foarte interesant, aveți soluții de acelea de spălat pe jos?" Și atunci mi-am dat seama că stai un pic, e o greșeală la mine și nu expun situația cum trebuie. Exact. Asta. Dar asta mi-a rămas în minte, cred că are
9-10 ani întâmplarea și mi-a rămas în minte. Dar mă rog, tehnologie folosești în viața de zi cu zi? Că doar ești printre ele. Da. O jumătate de zi la job ești printre tehnologie, mai ești acasă? Acasă, da, e normal să folosim tehnologia, inevitabilă din fericire sau din păcate, da, până la un punct. Acasă încerc, da, să limitez cât se poate zona asta de tehnologie, în sensul în care, bun, o folosești, da, dar în puținul timp pe care îl ai de petrecut cu familia, acum trebuie să uiți de tehnologie și de zona asta de telefon, da, mail-uri electronice și toate cele. Ăsta cred că e și unul dintre motivele pentru care îmi place să ies în natură și îmi place să mă deconectez, să urc într-un... Să nu ai semnal la Wi-Fi. Să nu ai semnal la nimic, pentru că nu, e prea mult la un moment dat. Mm. Da, și asta cu copiii, că la un moment dat povesteam cu cineva și eu am fost întotdeauna de părere că tehnologia e ceva bun. E o componentă a evoluției omenirii, e ceva ce nu poți să oprești și, mă rog, discuțiile fiind mereu despre copii, că și tu ai copil și eu am copil și ce face un copil și cu accesul lor la tehnologie. Și întotdeauna am fost de părere că atâta timp cât este folosită într-o direcție potrivită, spre exemplu, ca idee, fetița mea a învățat engleză de la tabletă, fără să fie constrânsă. Ei sunt mult mai pregătiți, mai ăștia mici. Și de asta sunt curios. I-ați dat deja acces la tehnologie? Băi, accesul la tehnologie în zilele noastre este inevitabil și e ceva ce nu trebuie stopat. Da? Acum, dacă dăm timpul înapoi și ne aducem aminte când eram copii, da, părinții aveau o schemă clasică, da, că tu sau eu sau oricare dintre noi trebuie să fie doctor sau trebuie să fie, știu eu, inginer sau mai știu eu ce. În vremurile noastre, vezi tu că dinamica e un pic diferită, copiii sunt diferiți, da, au inevitabil acces la tehnologie. Din punctul meu de vedere, să stopezi accesul la tehnologie pentru un copil nu este ok, dar trebuie limitată și controlat acest acces. Pentru că, la fel, e o linie foarte subțire, da? În ce direcție o duci și cum vei reuși pe viitor să controlezi chestia asta. Da? Asta e bine că îi pregătim de acum pentru, da. Pentru viitor, adică e clar că îi vor folosi. Eu am fost surprins că băiatul meu, dacă mi-a telefonul meu sau telefonul mamei lui, reușește să facă niște poze și niște setări la camera foto pe care nici n-am știut că există, nici n-am fost vreodată curios. Da? Pentru mine telefon, am făcut poză și atât. Da? El reușește să facă niște chestii. Cumva trebuie încurajată chestia asta, dar, repet, ținută sub control, pentru că da, accesul la informație e bun, dar... Pe mine mă îngrijorează o chestie acum, în timpul liber pe care l-am, stau și mai acum, mă joc cu artificial intelligence. Și stăm să mă gândesc unde va ajunge. Acum, Honeywell e sigur în pas cu tehnologia, eram curios dacă ai o altă perspectivă asupra chestii astea, artificial intelligence, ChatGPT, toate nebunile astea. Și din perspectiva profesională, să spunem așa, dar și din perspectiva personală, copii, familie, nu știu. Noi. Da. Eu cred exact ce spuneam mai devreme, că tehnologia e bună, dar la un moment dat trebuie pusă o limită până la care o poți folosi și până la care te bazezi pe ea. Da? Aici pot să fac o paralelă. Îți cumperi, nu știu, ultimul model de mașină, da? Super dotată, super tehnologizată. Nu te poți baza 100% pe mașină și pe tehnologie. Da? Pentru că mașina aia, da, îți poate salva viața sau îți poate face drumul mai confortabil, dar elementul principal ești tu. Tu controlezi tehnologia și pui tehnologia să lucreze pentru tine.
Așa, sau același lucru, cred că se întâmplă și cu chestia asta, cu artificial intelligence. Este un trend cumva inevitabil, da? De care ne lovim zi de zi, ne dorim, fiecare dintre noi cred că își dorește, nu știu, să meargă la magazin și nici măcar să nu trească să se deplaseze, poate la raft, să-și cumpere, nu știu, produsul preferat și să știe raftul, să ilumineze, ăla e produsul da, pe care l-ai cumpărat sau știu eu. Am citit și eu și am văzut mai multe articole despre ChatGPT. Este cumva părerile sunt împărțite. Clar. Știu că s-a făcut, cred că săptămâna trecută s-a făcut ceva test militar folosind un ChatGPT și interesant este că la final concluzia a fost că butul respectiv, da, a încercat să distrugă interfața umană, să distrugă exact. Omul care controla. Am văzut știrea, da. Adică eu zic că e o chestie care trebuie reglementată, cel puțin. Da, reglementată ca reglementată. Repet, revin la paralela pe care am făcut-o mai devreme. Hai să vedem tehnologia ca și o chestie de ajutor, dar să știm cum să o folosim. Da? Prea multă tehnologie de genul ăsta, da, cumva dusă la extrem, la un moment dat, da, poate cauza niște neplăceri mari. Știi, ne uităm acum în 2023, ne aducem aminte de, nu știu, primele filme, da, care au apărut, în care era prezentată tehnologie extremă și, nu știu, mașini care zburau, tot felul de vehicule interesante, tot era controlat. Da. Să încercăm să nu privim chiar sumbru, dar să... Există un sâmbure de adevăr și acolo, adică o viziune cineva are în direcția aia. Dar am fost chiar, cum să zic, neplăcut surprins de știrea asta și de ceea ce se poate întâmpla, dar iarăși, probabil că va ajunge la o anumită maturitate și se va stabili niște ghidaje, așa cum s-a întâmplat cu toate. Cu siguranță. Cu toate celelalte. Dar, pe de altă parte, mergem înainte, tot oamenii vor trebui să facă exact, anumite tot oamenii vor controla. Tot noi vom rămâne. Încerc mereu să expun chestia asta, că noi în tehnologie, automatizări, toată lumea ne întreabă inevitabil o întrebare. Poți o ghicești? Dacă... Tehnologia va înlocui oamenii, exact. Cu siguranță nu. Acum, depinde foarte mult și de business, da? de domeniul în care oamenii activează. Dacă ne uităm, nu știu, în automotive, este clar că până la un punct, da, tehnologia înlocuiește oamenii. Da? Unde sunt lucruri repetitive, unde sunt, nu știu, se lucrează cu obiecte greu de manevrat sau, știu eu, operațiuni destul de dificile. Dar dacă ne uităm în spatele tehnologiei, orice ar fi ei, roboți, să știu, super utilaje, da? Și ele sunt gestionate și controlate tot de un om. Adică, cumva, trebuie să înțelegem că tehnologia ne ajută. Da? Trăim oricum niște vremuri destul de ciudate din punct de vedere al forței de muncă și al, știu eu, capabilităților oamenilor pe care îi găsim în piață. Și atunci, singurul lucru care ne poate ajuta să ne continuăm, da, business-urile pe care le avem și tot angrenajul ăsta de economie, să zic așa, este tehnologia, da, în corelație cu oamenii, bineînțeles. Dar nu cred că se va ajunge la momentul la care 100% tehnologia să înlocuiască oamenii. Da, mie îmi plăcea și ideea că dacă va înlocui, oamenii vor avea timp să călătorească, să se uite la televizor, să se plimbe, să mănânce, nu? Exact. Adică și asta o parte bună. Da, asta ar fi într-o lume ideală în care n-ar mai exista, nu știu, bani, n-ar mai exista monetizare pe lucruri. Da, ar fi toate lucrurile disponibile, la liber exact, și la gratis. Adică, dacă gratis. Tot vorbim de SF-uri, da, filme SF, m-am uitat destul de mult și la un moment dat, chiar dacă nu ajunseseră vremurile noastre acolo, mă gândeam că, ok, sigur se va ajunge la un moment dat. Dar trebuie să ne gândim, sigur, trebuie să privim pozitiv, ca în orice chestie, nu neapărat într-un anumit domeniu. Așa, în general, în viață, consider că trebuie să fim optimiști, să fim pozitivi,
Orice om are o alegere, să privească partea bună sau partea mai puțin bună a lucrurilor și în direcția aia merge. Dar pe de altă parte, a grezi ideea de asta degeaba. Să am un roboțel să-i spun astăzi te duci la muncă la, de la 8 la 5. Dacă ne gândim și la faci și cumpărăturile când vii acasă. Inteligența artificială nici n-ar trebui să-i spui. Doar să-l ai și el să știe ce trebuie să facă. Să știe ce trebuie, corect. Da, da, da. Și să ne vedem de ale noastre, de plimbat, de... Ar fi interesant, dar nu cred că vom avea noi doi ocazia să prindem... Măcar copiii noștri. Poate, să sperăm. Da. Îți place să te plimbi? Să călătorești în special? Mai da, îmi place. Sau faci că am un concediu, trebuie să... Acum, datorită jobului sau prin prisma jobului, călătoresc foarte mult. Când am ocazia să călătoresc în plan personal... e plăcerea de a călători cu familia, dar cumva pentru mine e încă un drum, încă o chestie, da, până ajungi acolo și nu știu, încep să te destinzi, să te relaxezi, să te dai seama că nu e programul obișnuit de zi cu zi în care știi că trebuie să faci aia și aia și aia și aia. Interesant, că uite, vezi, când ai anumite chestii, nu mai ți se par așa nemaipomenite, când nu ai tins către ceva anume. E cumva în firea umană. Cred că asta e, da. Firea omului. Cu cât ai mai mult, cu atât îți dorești mai mult și cu cât ai mai frumos, cu atât îți dorești mai diferit. Da, și totuși în căutarea acelui echilibru de care vorbeam mai devreme. Exact. Da, așa, dacă nu știu, am înțeles asta că și e natural oarecum la cât călătorești, dar dacă ar fi să te gândești așa, uite, am o săptămână liberă și n-ai fi, să le numim așa, constrâns sau trebuie să fac chestia sau așa. Ce ai vrea tu să faci? Eu cred că în primă fază aș vrea să dorm. Pentru că prin prisma familiei și prin prisma copilului, automat orele de somn se reduc și programul e un pic diferit. După care, cu siguranță că aș vrea să fac lucrurile pe care n-am apucat să le fac în ultima perioadă, da? Și care mi sunt undeva acolo pe listă, că trebuie să fac aia și aia și aia și aia. Dacă aș putea să merg undeva, nu știu, într-un concediu sau într-un anumit loc, cu siguranță mi-ar plăcea să vizitez lucruri și să am cumva timpul necesar. Deci dacă dormi, ar fi bine să mergi într-o vacanță. Dacă dormi, ar fi bine. Încă o călătorie. Exact, exact. Este exact cum ai spus tu, un cumul de lucruri pe care nu reușești să le faci zi de zi sau știi în ultima perioadă și când ai o fereastră liberă ai vrea să le faci pe toate și nu poți. Da. Așteptăm roboței ei să vină prin casa acolo și spui fa, aia, că da, tu știi că stai la curte. Da. Acolo mai trebuie să faci treabă și prin curte, nu exact, merge doar așa. Am ajuns acasă și m-am pus în pat. Exact, exact. Sunt lucrurile care trebuie să făcute. Animăluțe de companie, ceva? Animăluțe, da. Animăluțe numai unul. Așa. Am un ciobănesc german. Deci nu e animăluț? Da, e un animăluț în mintiuca lui. Da, e prietenul nostru, e parte din familie. L-ai de mult? Acum am plinit 2 ani. Deci îl avem, da, de un an jumătate. Deci nu l-ai avut când s-a născut copilul? Nu. Când s-a născut copilul am avut un alt ciobănesc german care, din păcate, s-a îmbolnăvit și când l-am pierdut a trebuit cumva să în propriu spus, să-l înlocuiesc, dar să aduc un alt animăluț astfel încât să existe o continuitate. Pentru în ideea de a avea un animal de companie sau te gândești și din prisma copilului că e bine să crească cu, mă rog, în compania unui animal? Da. E o teorie, cel puțin, că e bine pentru copii să crească cu animale, să... Teorii sunt multe și dacă ar fi să ne ghidăm după ele, nu cred că... Pe TikTok și după... Mai ajunge, da, să ne trăim viețile. Nu, a fost o dorință a mea și a noastră ca și familie. Avusesem oricum înainte un câine și copilul oricum se obișnuise cu câinele. Am vrut să existe o continuitate din punctul ăsta de vedere. Adică, hai să zicem cumva, da, a fost și pentru noi și pentru copil, astfel încât să crească împreună, cum se zice.
Da, am avut și noi aici, dar mă rog, după ce s-a întâmplat evenimentul fericit, n-am mai continuat, dar cred totuși că, știi cum e, e un suflet care stă lângă tine acolo și e mereu disponibil pentru tine. Exact, adică exact. E acela care te întâmpină fericit, indiferent de ce se întâmplă. Nu, corect. Nu chiar era o glumă făcută că dacă vrei să dai seama cine te iubește mai mult, câinele sau nevasta, încearcă să închizi pe unul dintre ei, da, pe rând, în mașină sau în portbagaj. Da? Și când deschizi ușa? Exact, când deschizi portbagajul sau mașina, cățelul va fi cel care se va bucura că te vede. Știi? Da, așa că... Da. Așa e. Da, interesant viața asta ta pseudo la Cluj, să o numim. Da. Ea e prin măcar Europa. Măcar cu adresa de buletin. Da, măcar, ca și distanța așa, cât călătorești? Adică ce zonă acoperi tu, spre exemplu? Că spuneai că călătorești destul de mult. Păi eu acopăr, acum, în ziua de astăzi, acopăr România, Bulgaria și Republica Moldova. Uh-huh. În trecut, când am început acest job, mai aveam încă vreo 3-4 țări în conglomeratul ăsta. Era și mai intens. Era și mai intens, dar nu, acum cumva e mai stabilă situația și am numai țările astea. Deci, cât de cât te încadrezi ca să poți să faci echilibrul ăsta? Te întrebasem exact. Cât de mult, eram curios dacă ai vrut vreo călătorie foarte lungă vreodată, sau care a fost cea mai lungă călătorie? Călătorii de business foarte lungi nu am făcut. Da? Sau personal? Călătorii, da, personale, zona de concediu. Da. Te sui în avion și mergi în locul ales de soție și trebuie să... Să-ți placă. Să-ți placă, exact. Dar mie cumva cred că noi... Bine, e un lucru bun. E important ce partener de viață îți alegi. Chiar ascultam un alt podcast și spunea cineva că dacă vrei să ai succes în business, cel mai important lucru este să-ți alegi partenerul de viață potrivit. Exact. Adică cumva să completeze niște gap-uri și la urma urmei, fiind de ocupat, ai ce să spui, nu-mi place. Adică dacă n-ai timp să, exact. Să faci tot itinerariul, trebuie să fie ok. Ai nevoie, este nevoie, no, și aici la fel e o balanță și ai nevoie de susținere, e foarte clar. Iar susținerea, da, vine de la parteneri, de la familie, familia extinsă, dacă e cazul. Da, asta e o chestie universal valabilă pentru orice chestie ai face zi de zi. Da? Și dacă, nu știu, te hotărâi mâine să urci pe Everest, tot ai avea nevoie de acea susținere, chiar dacă e doar o susținere morală. Da? Știi că cineva te sprijină în, nu știu, demersul tău sau în a împlini dorința pe care tu ai. Asta pentru că nu, e clar că nu toate lucrurile merg lin. Și atunci, știi cum e, în teorie totul merge lin. În practică, nu exact. Merge și știm foarte bine. Exact. Și atunci ai și momente când ești jos și te ajută cineva. Da. Exact. Asta se întâmplă atât personal cât și în business. Da. Nu dau seama, ai avut vreodată un moment de încercare, vreun moment mai dificil, să-i spunem așa? Eu zic că momente dificile și momente de încercare sunt poate în fiecare zi. Da? Pentru că până la fiecare zi trebuie să decizi ce e bine și ce nu e bine și cum faci un anumit lucru. Da, în viața personală cred că ai cele mai multe, să zic așa, experiențe de genul ăsta. După care, bineînțeles că în zona de business, sunt momente în care te afli cumva într-un punct de încercare. Exact, de încercare și la fel trebuie să analizezi și să iei deciziile bune. Deci, da, sunt. Îmi dau seama că ne asemănăm la o chestie, că privim destul de optimist lucrurile așa, în general. Adică nici eu, probabil dacă stau să mă gândesc, nu aș considera că am avut un moment super de încercare, pentru că am încercat să văd partea pozitivă și de asta văd că și tu la fel cumva au fost, le-am trecut, Doamne ajută. Exact, și exact.
Este foarte important, sau eu consider cel puțin, este foarte important să învățăm din fiecare chestie pe care o facem, bună, rea, fiecare experiență pe care o avem, fiecare om pe care îl întâlnim, oricum ar fi el, să învățăm lucruri și să luăm doar partea pozitivă și, să zicem, educativă pentru noi. Da? E viața, până la urmă, din orice punct de vedere, da, e o roată. Mm. Da? E o mai vorbă. Sus, mai jos? Exact. Mai sus, mai jos. E o vorbă care spune că ce dai aia primești. Până la urmă, 100%. Concluzia este că cumva trebuie să fii optimist și să fii tot timpul o chestie pe care noi oamenii cred că o uităm, să fim buni, știi, unii cu alții. Uh-huh. De acolo cumva se generează toată starea de bine și... Știi cum era, be kind is free. Cam exact. Cam așa ceva. Exact. Dar, nu știu, cum vezi tu viitor? Alegeți tu o latura pe care vrei să... la care vrei să te gândești, personală, profesională? Da. Eu cred că... Hai să o luăm cumva, să o împărțim. Din punct de vedere business, da, viitorul este unul foarte dinamic. Domeniul în care noi lucrăm și activăm e un domeniu care nu se va termina niciodată. Da, în permanență va fi nevoie de automatizări, în permanență se vor dezvolta noi soluții, noi vor fi business-uri, exact, tipuri de business. Vor fi nevoi diferite, da, care vor trebui deservite de către tehnologia și soluțiile pe care le oferim. Din punct de vedere personal, viitorul, ceva ce ne facem noi, da, cu mâna noastră, și fiecare are uneltele necesare, să zic așa, între ghilimele, astfel încât să-și facă viitorul cât mai plăcut și cât mai... Încă un copil? Trebuie să... Să negociez. Să negociez și să vorbesc cu Barza, să vedem dacă ar fi frumos. Da, e o chestie pe care cumva ne dorim și pe care am luat-o în calcul. Acum și fiul meu e la vârsta la care și-ar dori un frățior și deja... Și a devenit și mai independent. Exact. Și acum ne expune, are momente în care el se simte foarte confortabil și foarte... Încrezător, da, și vine și ne expune, să zicem, business case-ul lui. Da. Uite, mama, tata, știi, dacă aș avea un frățior, aș vrea să am un frățior cu care să mă joc, să... Serios? Cred că moștenește niște lucruri de la tine cu vânzările. Da. Am impresia. Îl vei îndruma către vânzări sau vrei să-l lași să... Nu, cred că cel mai bun lucru este să îi arăți ce știi tu să faci, cum știi tu să faci și calea să-și o găsească cumva singur. Adică, cred că mai devreme sau mai târziu trebuie să scăpăm de chestia asta pe care noi, ca și copii, am primit-o de la părinți, da, spuneam și mai devreme, în care acolo trebuie să mergi, asta trebuie să faci. Da, fiecare trebuie să-și găsească. Clar voi fi lângă el și îl voi sprijini în ceea ce își dorește să facă. Dacă voi putea influența într-o direcție sau alta, voi încerca să fac asta, dar nu cred că e corect să-ți asumi responsabilitatea, da, pe termen lung, prin simplu fapt că, nu știu, ți-ai spus că ar trebui să fii inginer sau medic sau... Orice ar fi, le dorim să fie, adică să ajungă, exact, să aibă succes, să fie liniștiți. Exact. Și noi să fim lângă ei liniștiți, sănătoși și liniștiți. Da. Sănătoși și liniștiți și să dea Dumnezeu să fie bine. Întotdeauna o reală plăcere să povestim. Nu cred că putem să stăm cât ne-am dorit, dar te mai așteptăm pe la noi, pe la București. Cu siguranță. Mai venim și noi pe la Cluj sau mergem împreună prin alte părți și sper să ne reauzim sănătoși și îți mulțumesc frumos pentru poveste. Mulțumesc și eu pentru invitație și felicitări pentru inițiativă. Îți mulțumesc, Bogdan, pentru că am fost alături împreună astăzi și am povestit și te mai așteptăm. Și vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați fost alături în tot acest timp și sperăm că ați reușit să îl cunoașteți un pic mai mult pe Bogdan, puțin și pe mine, și
ați găsit anumite elemente interesante care vă pot ajuta. Să ne revedem cu bine!